Evenimentul a avut un real succes la Buzău, deși noua clădire a Muzeului Județean nu a fost încă inaugurată oficial. Noutatea a constat în conceptul Sleepover in the Museum, prin care elevi din instituții de învățământ buzoiene au petrecut noaptea într-una din încăperile muzeului. Tinerii au interacționat, au participat la dezbateri, conferințe cu teme propuse de ei și au vizionat filme documentare. Ceea ce privește experiența dintre această seară, mi se pare un mod nou și inovator pentru noi. Va decurge la nivelul întregii nopți, în care se vor prezenta anumite filme, se vor face dezbateri pe anumite teme pe care noi le-am propus dinainte și, cum am mai spus, mi se pare un mod nou de a prezenta aspecte ale istoriei tinerilor. O să noptez aici? Da. Sunt destul de emoționată, mai ales că nu am luat parte la o astfel de experiență până acum și sper că va decurge totul bine. Noi propunem publicului buzoian un eveniment care nu știm în ce măsură va mai putea fi repetat, ținând cont că avem acum muzeul gol. Aici, unde acum ne desfășurăm activitatea, urmează a fi expusă o parte a colecției de artă. Și din ce se întâmplă acum în spatele meu, cum am văzut elevii, bine, la început puțin inhibați, după aceea au început să-și dea drumul să interacționăm mult mai mult, ceva mai bine. Sunt de părere că începutul este bun. Pe de altă parte, expoziția 9 obiecte, 9 povești, dar și filmele documentare prezentate au atras miile de cetățeni care au vizitat în seara de sâmbătă spre duminică Muzeul Județean Buzău. Suntem la Noaptea Muzeelor. Este pentru prima dată când vin la Noaptea Muzeelor în Buzău. Am intrat în cele 9 camere, am vizualizat cele 9 exponate. Cel mai mult mi-a plăcut un album foto de 120 de ani, în care sunt fotografii pe 3 generații, fiecare din cele 3 generații fiind o personalitate a județului nostru. O altă exponată care mi-a plăcut foarte mult a fost o brățară dacică descoperită în 2013. Am ajuns în Buzău și am aflat că e Noaptea Muzeelor, așa că am ajuns și pe aici, printre multe alte locuri. Am observat o brățară dacică destul de veche, a fost destul de interesant. Poți să vezi ce avem în Buzău, valorile noastre și istoria noastră încă din trecut cu 7000 de ani până mai aproape de noi și, sincer, de-abia aștept să se umple. Să se umple vitrinele, pentru că știu că nu o să fiu dezamăgită. Am văzut câteva piese și sperăm și că de la vară și toamnă să putem vedea lucruri mai interesante, un tezaur, am înțeles, de aur pe care l-au pus tot la fel bine, că s-a renovat clădirea, este frumos, este curat. Sperăm că avem și noi în Buzău un loc cu care să ne mândrim. Impresionant ce văd. Mulțumesc realizatorilor ce a rezolvat până acum, o modificare extraordinară, cunosc muzeul de foarte mult timp. Aștept mobilierul, în ghilimele, în vitrine. Una dintre cele mai apreciate exponate a fost o brățară dacică de argint, o piesă rară în România, care a fost găsită pe teritoriul județului nostru. E o piesă găsită la Călămănești, aproape de noi, într-o davă. Și e din argint, e decorată, vedeți în acea imagine, reprezintă un șarpe. Și credem noi că a aparținut unei mici prințese, să spunem așa, pentru că acest gen de brățări erau purtate de aristocrația getică, aristocrația dacică, să spunem așa. În general, argintul era folosit doar de persoanele importante. Obiectele prezentate la Buzău în Noaptea Muzeelor au fost de altfel o avanpremieră a modului în care vor arăta expozițiile permanente ce vor fi găzduite în Muzeul Județean atunci când instituția va fi amenajată complet și redeschisă publicului. Vedem că impactul este mult peste așteptările noastre. Sunt foarte mulți oameni care au dorit să vină să vadă ceea ce s-a făcut cu această clădire. Ne bucurăm să le arătăm ce avem reprezentativ, cum arată clădirea în sine și promitem că în cel mai scurt timp vor putea să vadă săli pline cu exponate, așa cum este normal
într-un muzeu de istorie. La sfârșitul lunii august va fi deschisă secția de artă care va ocupa un întreg nivel în incinta Muzeului Județean Buzău, urmând ca celelalte încăperi proaspăt renovate să fie ocupate anul viitor.